Bă, nu sunt eu primul care port tricolorul așa ca bandana. A fost o fată, un ardeal, s-au stricat de ea pe ea. Dar și eu acum când am portat tricolorul, eu de fapt l-am găsit la câteva stăți de aici. Și am fost pe afară. Și l-am găsit. Și mi-a pus, tu știi cum se uită românii la tine? Îți dai seama că majoritatea aici sunt români, români, țigani, ce culoare sunt aici. Se uită speriați. Zici că le omor pula. Ce mă? E, să zice, o chestie estetică. Așa îmi place mie să stau. Care? Bravo. Le omoară pula. Îmi place cum se uită pe nocați așa. Cum bă, sunteți, cred că sunteți bolnavi la cap. Eu cred că România e bolnavă la cap. Doare ca schizofrenică. Ce mai e un simbol? Eu chiar port tricolorul României în România. Pot să port tricolorul României și în Franța, și în Anglia, și în Germania, oriunde, ce? Care e problema? Așa îmi place și mie să mă port. Poate nu e tricolorul României. E o bendiță. Poate mă doare capul și mă leagă la cap. Care e problema? Care e problema, băi, viril? Problema e la voi, la căpățână. Așa face mă să mă port. Și îmi place să umblu și jecos. Păi, internet, sunt poet. Eu pot să umblu și jecos, că poetic toate e jecoși. Și scriitorii, de ce? Sunt cam vilii. De fapt, și în practică, ei nu prea poate să aibă prea multă grijă de ei. Ar trebui să aibă cineva grijă de ei. Dar eu sunt necăsătorit, nimeni n-a stat cu mine, le înțeleg. Cumva, a fugit tărăt după cașcaval, dar nu a putut să... Dacă nu avea cașcaval, fetele până la urmă s-a reprofilat, s-a băgat la cașcaval. A zis, bă, decât să stau cu ăsta, mă doare pula, nu prea îmi dă cașcaval la pizdă. Pizda mea între timp, na, nu mai sunt eu pustoaică idealistă. M-am maturizat și eu. Vreau cașcaval în pizdă. Nu mai vreau mare brânză în pizdă. Că îmi spăl eu pizdea. Deci nu vreau brânză în pizdă. Vreau cașcaval. Și pula mea. Era cam nesimțit. Poate îți dau cabanos. Nu vreau cabanos. Vreau cașcaval. E doar cașcaval. Vrei să fie plină pista ta de cașcaval. Da. Wow. Și cum mai îmi bag eu pula? Nu îți mai bagi pula. Mă fac virgină la noi cu de cașcaval. Și cum facem copii? Parcă vrei să faci un copil. Bag pula pe lângă cașcaval. Dacă e prea mult cașcaval, mai intră pula. Nu. Vreau mult cașcaval în pista. Păi vezi că n-am mai reușit să facem copii. N-am mai reușit să facem nimic. Dacă te-ai băgat prea mult cașcaval în pista, de praplin. Acum, e o chestie de praplin. Nu știi legea vaselor comunicante? Nu știi. Sau vasul care, pula mea, e un praplin. Tocmai trebuie să existe un praplin, că după aia de pe afară. Cine vine? Și aia a făcut niște băieți deștepți. Nu, eu vreau cașcavalul pizdă. Bă, găsi cașcavalul în pizdă și l-am lăsat pe fete libere. Păi de ce? Mie îmi place să dau libertate la pizdă. De ce? Îmi place să le și pun la cercare. Păi, dă-i omului ceea ce nu vrea. Ce? Libertate. Că libertatea în concept, de fapt, nu există libertate totală. Eu le-am dat libertatea totală. Deci când ai unui om, un om mare, mic, oricum ar fi și un copil, și un părinte, oricine ar fi, chiar în rubric cu tine, chiar foarte apropiat, dacă îi dai, el e profitor. Când îi dai ceva, îl utilizează. Și eu ce am? Am dat libertate. Ea utilizează libertatea. Ce face? Face prostii.
Și după aia trebuie să apeleze la tine ca să îi mai dai ceva, să vadă ce pula mea. Și dacă nu îi mai dai, eu îți dau doar libertate. Fă ce vrei. Acum, nu știu cum. Tu știi cum.